Bine ați venit la Stax TV, materialul extra de la Brutal Stax Barbecue Party. Noi am ajuns mai devreme, oamenii se pregătesc, grătarele sunt încinse, mașinile sunt aproape toate și pregătite. Nu avem un program anume, vedem pe cine întâlnim aici, ce interviuri putem să luăm și ce noutăți aflăm legate de tot felul de proiecte sau de mașini modificate, curse, știu că se întâmplă acum la Arad. Vedem ce zic băieții, ce părere au și ce noi am venit pentru mâncare. Asta am venit, ne-am invitat, ne-am luat tricou și mergem să mâncăm. Haide mă, Dobrescu, poate pun și ceva pe grătar. Fără bine, n-ai voie cu cadru. Mamă, dar ce mai dau, mă, frate? Nu ești, mă, președinte. Într-o dată așa? Președinte, da? Uite, băiatul ăsta e prietenul meu. Prieten? Da. Amic. Amic. Cunoștință. Amic, tu ești prietenul meu. Da. Și Dănuț, da? Așa? Salut, m-am emoționat. N-ai de ce, mă, frate, gândește-te că nu e Dobrescu. Bă, zici că e Cioculescă. Semăn. Așa zic. Faci la grătar, stai la soare? Da, fac la grătar sau la soare, admiram mașina. Explicam omului ce vreau să fac. Vrei să mai faci lucruri? Da, vreau să pun suspensie la altă. Altă suspensie? Prea mare jos. Ok. Și cam atâta. Uite și aici. Vrei să stric filmarea? Stric-o. De ce mi-ai pus leme pe grătar? Să se ardă grătar. A, gata, da. Mă. Nu spun că a trebuit el să strice grătar. Gata, haide, lasă-mă, nu-i mai băga în seamă, mă. Da, nu-i băga. Da, mă, du-te, mă, care sunt toate imagini. Ai arătat șepcile? Șepcile? Șepcile pe bord. Cine-i mărgineanul ăsta, mă? Nu te spăra, ești rudă cu mărgineanul care cântă. Șapca de grătar. Da, nu? Șapca de grătar, cea mai tare șapcă din lume, piele de struț. Struț. Să mai puși de... Vorbește-mă frumos că ești la televizor. Se taie de la film. Colecția aia nu va fi disponibilă decât pentru membrii. Da, ea stă acolo deasupra ceasurilor. Toamnă iarnă sau? Nu o cumpără nimeni. E toamnă iarnă colecția sau? E polsiză. A, ne ieși la mișto acum. O să facem și cu plasă poțile. O să avem și cu plasă. Și cu mătase, cu ce vrei tu? Cu milcioc. Bam, bam, face omul în dreaptă, pac, pac, tot ce trebuie. Nu-i facem reclamă că nu plătește. Dacă plătește, face. Hai, e? Uite ce om, ce caracter. Mersi, bro, mersi, mersi. Avem alături de noi la materialul extra pe Cristi Călugăru, vloggerul. Mai tare, e suficient de tare, mă aud de toată lumea și după aia le distrag atenția de la mici. Să fim la grătar, te-au invitat băieții, da. E simplu. Tu ești pasionat de mașini, am văzut că în fața casei a apărut un BMW, de ce? Sunt pasionat de BMW-uri, în primul rând. BMW-uri, da. Ești pasionat? Și ai un Clio. Și tracțiune spate. Nu, Clio e daily. Daily de circuit? Da. De track day, na, nu e de curse. Așa? Și am văzut că a apărut un BMW. Da, e proiectul meu de curse. Îl vedem la tine pe canal? Destul de rar deocamdată, pentru că e un lucru, dar... Cred că o să fie, ai planuri să-l prezinti, da. Gen modificările, ce-i da. Faci? Vezi și nouă?
acum? Păi ușurat. Între turbo 650 de cai. Un 3.0 aspirat. 3.0 aspirat? Da, și foarte ușor și cu o suspensie de circuit și setup de circuit. Numai de circuit mașina. Sau mergi pe ea și pe stradă. Și poate undeva la anul cum costă 2. Aha, da, deci sunt acolo sunt planurile. Setup-urile și... Acolo sunt planurile. Și am mai văzut la tine pe Facebook niște filmulețe cu o campanie, ceva blocat în trafic. Da, da. E vorba de... foarte. Adică nu cunosc foarte bine fenomenul. Dacă te-am prins aici și oricum băieții ăștia mănâncă, n-avem ce să filmăm. Vorbim de treaba asta, să umplem. E un, un proiect pe care eu mi l-am asumat așa foarte mult și... De suflet și asta. Da. Pe lângă pisică mai e și blocat în trafic. Exact. Am înțeles. Bun. Și e vorba de niște proiecte care au fost la un moment dat... Cineva le-a făcut, erau niște proiecte de dezvoltare a infrastructurii Bucureștiului și au murit. Nu știu exact de ce au murit, din diverse cauze și noi ne gândim acum să le înviem. Am văzut o mișcare cu un eveniment, cu, da, da, cu facem tot felul de mișcări. Un meeting, exact, cu niște sticăre pe mașini, cu da, filmulețele pe care tu le-ai făcut. Încercăm să atragem atenția cât mai mult despre proiectele astea și poate reușim să schimbăm ceva, nu știu. Da, am înțeles că proiectul ăsta al tău blocat în trafic se referă la fluidizarea traficului în anumite zone ale Bucureștiului. Da, în anumite zone. Ți-ai adoptat niște zone ale tale pe care le vrei tu. Nu neapărat, nu. Ideea acolo au fost proiectele. Au fost proiectele, au fost finalizate proiectele, unele din ele... Aprobate. Chiar, da, aprobate, unele, la unele chiar s-au început să lucrările și au murit, nu știu exact de ce, dar au murit și ar putea să învie cu ocazia asta. Și e vorba de prelungirea Ghencea, de pasajul Charles de Gaulle, de doamna Ghica cu Colentina și șoseaua de centură. Șoseaua de centură, nici nu mai rău să o menționăm sau să discutăm de ea, că suntem ultima țară civilizată, da, din lume care nu are o centură pe două benzi a capitalei sale. Sunt orașe sale în România care au centură, da, mai da, da, bun, despre asta este vorba, o să urmărim la tine pe canal probabil mai multe materiale. Am înțeles, da, că există și o pagină, da, pe Facebook, o pagină a mișcării. Blocat în trafic. Blocat în trafic, noi te susținem, suntem pro a face lucrurile bine sau așa cum trebuie să făcute. Și probabil o să mai auziți de lucrul ăsta în următoarele episoade extra de la Stax. Probabil că o să mergem pe teren. Mergem pe teren să vedem dacă... să vedem realitatea, efectiv. Și cât stau oamenii în trafic și ce părere au. Să vezi să ne aruncă cu roci toate așa. Haide, îmi schimb tricoul, intru în rolul de Brutal Stax acum. Băi, mersi mult de tot că ai venit. Sper să-ți placă micii. Ce-ai pățit la mult? Am tăiat cu flex. Așa mai faci când se enervează, nu faci suficiente like-uri pe canal, se taie cu flex. Și de la BMW. Da, mă, fiecare reacționă și eu fac urla în el. Nu vreau să mă vedeți la mine. Eu m-am tăiat de la trafic. Când stai în trafic, ce fac? Ia de flexul ăla, mă, fac ceva frumos. Asta da, nu apare, e jos aici, sub nivelul ăsta. Fiind gazdă, ce părere ai despre dezordinea care o să se producă în urma evenimentului ăsta de grătate? Îți place dezordinea? Da, îmi place dezordinea, se strânge, tot ce se, unde se face dezordine se poate și strânge, clar. Freon, punem și noi freon, de la scump, s-a scumpit freon. S-a scumpit de 13. Preț. Prețul, da. Adică înainte luai, înainte luai o butelie cu 600 de lei de freon și acum o iei cu 1600 de lei. Și înainte o încărcare cu freon costa? 120 de lei și acum e 170 de lei, fără TVA. Păi și cum? S-a scumpit freon. Pe șmecherie, toată lumea vine și zice, domne, vreau să bag și eu freon. Păi zic, e 230 de lei, cu ulei, cu UV, cu tot ce trebuie. A, deci hați, e 170 plus. Plus extras. Cu tot cu dacă TV vrei ulei, UV și așa. Păi n-ai cum să încarci fără ulei. N-ai fără ulei. Dar fără UV ai cum. Păi stai, domne, că am venit anul trecut și am băgat, era mai ieftin. S-a triplat prețul. Da, s-a triplat prețul. Nu face contrabandă cu freon. ei zic că freonul ăsta e mult prea toxic atunci când în cazul unui accident se sparge instalația și iese pe afară și vor cumva să diminueze consumul și să facă toată lumea transfer la tipul nou de freon care 1000 de lei o încărcare la aer Y1234. Merge și pe instalațiile astea, adică pe toate instalațiile de mașini vechi sau? Nu, pe instalațiile noi merge ceva făcut ca să meargă instalația veche. Adică ce face românul? Român vine și ce vreau cât mai ieftin. Deci, și se poate face o conversie
Dar costă 1000 de lei. Da. O mai încărcă. Da, nu mai știi proaste. Nasoale. Mai de rău. Nu mai de rău. Dar ție spune front de la normal. Ieftinească, mă. Să mai ieftinească ceva, măcar benzină. Da, ar fi o soluție. Măcar benzina la jumătate de preț. La jumătate de preț. Vorter, băi. Să fier da cu Vorterul. Cum era tu să ne ajungi la Vorter? Ajungeam și cu voi în mașină ajungeam. M-am gândit și la asta. Avea A3-ul de backup. Aveam A3-ul de backup, dacă în fiecare an. Te opreai iar la ungă? Știam, luam roțile la animăluți. Mai vrei? Luam roțile la animăluți, le puneam pe mașină, aia era. Mai trebuia să vopsesc o grilă, dar se mișca Dani repede. Da, da, ajung. Foame. Extra de la Brutal Stacks Barbecue. Mai face și el o dată. L-avem alături pe Bogdan. Am avut și mai devreme președintele Brutal Stacks. Unul dintre ei, al doilea e secret, anonim, nu se știe. Știi că un mecanic bun trebuie doar să audă la motor. Da, la motorul aici, nu? Da, hai să... Nu e, măi, în spate, știe toată lumea. Nu te-ai mutat încât să nu se mai vadă grafica asta paginii noastre de Instagram, la care nu uitați să dați like, să dați subscribe canalului de YouTube pentru a vedea următoarele filme de la Vorter. Le vezi și tu? Da, le văd și eu. Filmăm dimineața și seara, postăm în fiecare zi. La birou asta o să fac. Nu e bine? Nu mai zic, mă. Ce să zic, mă? Să vedeți episodul cu Bogdan. Băi, care și-a prezentat ele patru. Vezi că e nebun cu aia, e nebun. E pur și simplu e nebun. Îți imaginezi filmul cu asta trăiesc? Cu asta trăiesc, nu. Du-te, mă, frate, lasă. Băi, altul camera? Angajăm cameraman.